Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 28 februarie 2023. Credința ta te-a mântuit. Luca 8, versetul 48. Folosește-ți credința. Biblia ne spune despre o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doctorii, fără să o fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Isus. Îndată scurgerea de sânge s-a oprit. Isus a zis, s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Încheie aici citatul din Luca, capitolul 8, versetele 43 și 44 și 46 și 47. Sunt trei lecții importante în această relatare biblică. Prima, identifică și profită de momentul în care apare ocazia. Această femeie a înțeles că Domnul Iisus vizita cetatea în care locuia și nu știa dacă se va mai întoarce, așa că a profitat. În viață există momente îngăduite de Dumnezeu când trebuie să-ți rearanjezi prioritățile, să învingi teama și să-ți pui în practică credința. Dacă nu o vei face, vei pierde favoarea pe care ți-o poate face Dumnezeu. A doua lecție. Fii dispus să încerci o abordare nouă. Pentru că nu a reușit să aibă parte de atenția lui Hristos din cauza mulțimii, această femeie a atins stivul hainei sale și a fost vindecată. De multe ori, credința necesită pășirea în necunoscut. Prin credință vei face lucruri pe care nu le-ai mai făcut niciodată și vei descoperi harul lui Dumnezeu așa cum nu l-ai mai experimentat niciodată. Și a treia lecție importantă? Stabilește un precedent pe care să-l urmeze și ceilalți. Până atunci, niciun alt om din Scriptură nu mai fusese vindecat prin atingerea hainei Domnului Iisus. Și credința acelei femei a deschis o ușă, ca și alții să-i urmeze exemplul. Citim în Matei 14, de la versetul 35, oamenii din locul acela care cunoșteau pe Iisus au trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au adus la el pe toți bolnavii. Bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei lui. Și toți cât s-au atins, s-au vindecat. Am încheiat citatul. Realitatea este că Dumnezeu caută oameni care sunt dispuși să o rupă cu tradiția. Iar când îi găsește, El îi folosește pentru a-și revela noi dimensiuni ale puterii sale, ca și alții să fie binecuvântați și vindecați.